Imagine impresionantă cu arena Ion Oblemenco din Craiova, arhiplină, înainte acestui U Craiova FCSB. Craiova în doliu după dispariția incredibilă a marelui Ilie Balaci. Este penultimul joc al penultimei etape din tur. Un meci pe care Ilie Balaci nu a apucat să-l mai vadă. Stadionul mocnește de pasiune și de durere. Durere pentru pierderea marelui blond. O arenă arhiplină speră ca formația Craiovei să se elibereze de complexul Steaua. Doar două echipe au bătut Craiova pe acest stadion, inaugurat în noiembrie trecut. Surpriza Chiajna și Steaua rebotezată FCSB. Craiova n-a bătut niciodată pe FCSB, de înțeles setea de revanșă a Olteniei, de înțeles pasiunea din tribună. U Craiova FCSB, derbiul rundei și unul dintre cele mai așteptate jocuri din această stagiune. Meci marcat, din păcate, de acest tragic eveniment. Întregul stadion strălucește de luminile telefoanelor. Lumină pe care am văzut-o de atâtea ori și în jocul marelui Ilie Balaci. Echipele pregătite să intre pe gazon. FCSB are și o galerie micuță, dar zgomotoasă, o galerie care a scandat la unison cu ceilalți 30.000 de spectatori numele lui Ilie Balaci înainte de începerea partidei. Sunt imagini de ținut minte, imagini de arhivat. Asta înseamnă dragostea de fotbal, asta înseamnă dragostea de cei care ne-au învățat fotbalul. Ilie Balaci, unul dintre ei. Marele ecran pe sub acoperișul stadionului s-au derulat în permanență imagini memorabile cu Ilie Balaci în prim plan. Făcut meciuri uriașe la Craiova Maxima, la echipa națională. Foarte mulți tineri în stadion, tineri care nu l-au văzut jucând decât poate din înregistrări, dar care au auzit, fără îndoială, poveștile nemuritoare spuse de cei mai mari decât ei. Iată o galerie cu nume importante ale Craiovei. Este și un tricou cu numărul 8. Este unul dintre fotoliile din zona centrală. Meciul este condus de arbitrul Marcel Bârsan.
Atmosfera este realmente impresionantă. Vocea incredibilă a maestrului Tudor Gheorghe și primul 11 al Universității Craiova. Așezare 3-4-3, cel puțin în teorie, cu Piliacel în poartă, Martiș, Doncor și Chelici în apărare, Bărbuț, Fedele, Mateu și Bancu la mijloc în față, Mihăilă, Colici și Mitriță. Mitriță și Planici sunt cei doi capitani. Marcel Borsan, ajutat de Mircea Grigoriu și de Marius Nicoară la cele două tușe. Borsan a fost central la victoria Craiovei asupra lui Dinamo 3-0 în etapa a șaptea. FCSB cu Bălgrădean în poartă, așezare 4-2-3-1, Benzar, Planici, Filip și Junior Moraiș în apărare, Nedelcu și Ovidiu Popescu la închidere, Denis Man, Tănase și Florinel Coma în mijlocaș ofensiv, vârf de atac Edi Harlem Nioere, minutul de reculegere păstrat în amintirea lui Ilie Baraci. Rare ori mi-a fost dat să simt pe un stadion din România atâta solidaritate în fața durerii. A dispărut dușmânia tradițională dintre cele două cluburi. Toți spectatorii, inclusiv cei veniți de la București, simt la fel. O pierdere imensă. O curiozitate. Ambele echipe, quasi invincibile pe teren propriu, au fost bătute acasă în acest sezon de același adversar. Imprevizibilă Concordia Chiajna. Craiova și FCSB au dat împreună 9 jucători la naționalele de tinereți și seniori în partidele de la sfârșitul săptămânii trecute și începutul acestei săptămâni. Prima lovitură a meciului aparține Craiovei. Deranjează Bălgrădean. Nioere pune bine corpul, însă stopul este prea lung. Doncor. Doncor jucând centru într-o linie de trei fundași, atât la cum pe Tănase. Pasa lui Tănase prea lungă. Nici nu poate fi ajunsă de Denis Mann. FCSB cu 6 jucători în terenul advers, încearcă să împiedice construcția olteană. Nicușor Bancu aruncă de la margine, devierea lui Colici, minge interceptată de Benzar. Junior Moraiș.
Coman doborât de Mateiu. Mateiu, portătorul tricoului cu numărul 8. Probabil că Craiova va retrage acest tricou, care oricum atârnă mai greu în această seară pe umerii lui Mateiu. Martici atent pentru Fedele. Doncor reușit să facă față presiunii și atât acum pe Mitriță deposedat. A fost intervenția bună a lui Ovidiu Popescu, atac supranumeric al formației bucureștene. Ovidiu Popescu în careu, centrare și reluare imprecisă a lui Denis Mann. Era și Tănase acolo, mare ocazie pentru formația bucureșteană. Aici intervenția lui Ovidiu Popescu și șansa imensă ratată de perechea Tănase Mann. Douăsprezece meciuri precedente între cele două echipe în Liga 1, 10 victorii FCSB, 2 remize. Craiova așteaptă de la înființare un succes în fața roșialbaștrilor. Fedele, Mateiu, Colici. Stomingere recuperată de Ovidiu Popescu, care are un început bun. Filip, pleacă Tănase, în stânga Florinel Coman. Așteaptă Tănase, Coman din nou în colțul careului. Coman șutează în blocajul lui Doncor. Încă o dată Coman sare bine la cap. Gioierea acuză o lovitură, arbitrul nu dă nimic și un șut fără probleme pentru portarul Piliaceli. Formația gazdă ușor nesigură în acest început de meci. Șansă mare ratată de FCSB. Junior Moraes trimite în afara terenului. Aceasta este intervenția lui Kelici asupra lui Gnoiere. Mitriță deposedat, intervenție sigură a lui Dragoș Nedelcu. Colici a protejat bine mingea. Bancu oprit de Denis Mann, care a venit să ajute apărarea. Mitriță încearcă să se întoarcă cu fața spre poartă, arbitrul lasă jocul să continue. Din nou o recuperare, FCSB are 4 jucători care pot combina la acest atac rapid. Primește Tănase, încearcă dribling, un dribling surprinzător. Însă Bărbuț este cel care s-a... Nu, Mateiu a fost cel care s-a apărat excelent. Spiritele din ce în ce mai agitate. A fost o intervenție la marginea terenului asupra lui Filip. Intervenție pe care arbitrul Mircea Grigoriu a semnalizat-o. A fost călcat Filip de Mihăilă. Intervenție nereușită a lui Benzar. Bancu, 3 jucători așteaptă centrarea, sare Colici. Continuă acțiunea cu Bărbuț, are poziție de șut, pasează însă Fedele. Fedele șutează fără probleme pentru Bălgrădean. A început aspru de meci, intervenții dure, Bălgrădean aruncă mingea în afara terenului. Unul dintre jucătorii Craiovei are nevoie de îngrijiri.
Încă o dată centrarea bună care îl caută pe Colic. Junior Morai și-l lovește pe Mihăilă, care se ridică. Se pare că n-a fost nimic. Mihăilă a încercat să-l impresioneze pe arbitru. E abia minutul 5 și deja sar brazde din gazon. Craiova are 6 jucători în terenul advers. Se împiedică Dragoș Nedel cu minge. Alunecă și Bălgrădean. Publicul reacționează și este un fault acum. Asupra lui Planici. Nu cred că Planici a călcat greșit. Nu, a fost călcat, mi se pare. Faultul este asupra lui Denisman. Jocul continuă. Probabil la prima întrerupere se va mai păstra un moment de reculegere. Deocamdată un atac care arată bine al formației bucureștene și Coman! Coman se deschide scorul. Gol marcat cu noroc de FCSB. De fapt este un autogol al lui Chelici. A fost o intervenție foarte bună a portarului Piliaceli și ironia sorții face ca acest gol să vină chiar înaintea momentului special păstrat pentru minutul 8. Minutul 8. 8 este numărul tricoului pe care Ilie Balaci l-a purtat. Ilie Balaci de la 8 la infinit. Cel mai complet jucător de fotbal pe care l-a avut România. Cei care l-au văzut jucând nu vor uita niciodată lumina pe care o împrăștia în jurul său. A făcut meciuri memorabile cu Craiova Maxima, cu Naționala. A fost idolul Băniei. Cel mai bun număr 8 din istoria fotbalului nostru. Narcis Drejan a scris că la școală, în Oltenia, copiii învățau întâi cifra 8 și abia apoi cifra 1. Încă o dată faza golului. Păi ce regulamentar al lui Coman, intervenție foarte bună a lui Piliaceli, însă mingea o lovește pe Chelici și se duce în poartă. 1-0 pentru Oaspeți. Să fie oare un semn? Poate că spiritul lui Ilie Balaci plutește deasupra stadionului. Și jucătorii Craiovei vor simți asta de acum încolo. Coincidență tulburătoare. Exact înainte de minutul 8, înainte de momentul special pregătit în amintirea Marelui Blond, vine acest gol. Rămâne de văzut care va fi reacția Olteniei. Respinge Junior Morai și acest balon până la Ovidiu Popescu. Bautat Coman. Coman a înscris împotriva Craiovei la acel 5-2 pentru FCSB, meci jucat la Turnul Severin. Penultima victorie în deplasare a bucureștenilor în fața Craiovei. Și atunci bucureștenii au deschis scorul rapid prin Ioere. Acum au 1-0 din minutul 8. Doncor încercând să scape de agresiunea lui Ioere. Cei doi dau mâna.
A stat bine Denis Man, a împiedicat ca mingea să ajungă la Mitriță. Colic este undeva în centrul atacului. Așteaptă mingea, însă va mai trece probabil timp până când va fi angajat. Cercare de deschidere a lui Martin și la margine, intervenție bună a lui Junior Moraes. Coman calmează jocul, pasă înapoi la Ovidiu Popescu. Planici, acum Dragoș Nedelcu. Apărare foarte avansată a Craiovei. S-a încercat angajarea lui Nioere. A fost Bancu, Bancu s-a ciocnit de Dragoș Nedelcu și obține lovitura liberă. Arbitrul Bursanu explică lui Tănase motivul pentru care a dat această lovitură liberă. Martici. Martici traversează teren, pasă în zona centrală. Fedele. Mitriță. Bancu este în stânga sa. Primește Bancu. Mitriță nu mai ajunge. Bancu și Mitriță alcătuiesc una dintre cele mai periculoase, valoroase și productive perechi de jucători de flanc din Liga 1. Cili reușește până la urmă să degajeze cu toată opoziția lui Tănase. Ovidiu Popescu. Dragoș Nedelcu aruncând mingea în margine, acolo s-a repliat la timp Bancu. Lung de linie încercat de Bancu spre Colic. Recuperează însă Filip. Junior Moraes. Mitriță, doborât. Însă problemele sunt la Denis Man. Lovit se pare la cap. Denis Man face semn că are nevoie de îngrijiri medicale. Kelly a sărit la cap cu Denis Man. Probabil că cei doi s-au lovit cap în cap. Kelly mai rezistent, Denis Man mai sensibil. Etapa trecută FCSB a pierdut surprinzător acasă cu Chiajna. A fost abia a doua înfrângere în această ediție de campionat după acel 0-1 din prima etapă cu Astra Giurgiu. O mare de flori în spatele porții craiovene. El este Mateiu, la jocul cu numărul 200 în Liga 1. Repet, probabil, tricoul cu numărul 8 va fi retras. Denis Man și-a revenit. Fedele, Mateiu, Doncor. Martici, o pasă imprecisă. Coman, încercare de angajare pentru Denis Man. Pasă imprecisă. Doncor. CSB cu linia de apărare foarte sus, 35-40 de metri. Craiova are dificultăți la construcție. Thank you.
deplasare lungă a lui Pidiaceni, în afara terenului. Craiova are viteză pe flancuri, Bancu și Cristi Bărbuț sunt mijlocași laterali. Are volum, gabarit în atac, prin prezența acestui masiv Elvir Colici. Și are rafinament în persoana lui Alex Mitriță. Din păcate, are ghinion. Din păcate pentru suporterii olteni, Craiova are ghinion cu autogolul lui Kelich. Este al patrulea gol primit de Craiova în primul sfert de oră al meciului în această stagiune. Este perioada în care Craiova a fost cea mai vulnerabilă în acest sezon. Ne restă cam mult pe jos. Bizonul este puternic, dar este și un atacant versat, care știe ce are de făcut ca să impresioneze arbitrii. Deocamdată nu-i merge cu Marcel Bursan. Iată-l pe Mitriță, încercând combinația rapidă cu Colici. Mitriță are dificultăți. Este ridicat de Planici. Se aruncă din nou cu o petardă, așa cum s-a întâmplat și înainte de începerea meciului. Exact în același loc, acolo se încălzea Andrei Vlad, portarul de rezervă al lui FCSB, fost al Craiovei. Din nou Piliaceli. Angajare lungă în zona lui Bancu, mingea iese însă și Craiova probabil va încerca recuperarea acestei aruncări de la margine. Încă o dată faza golului, mingea îl lovește în tibie pe Kelich, care n-are timp să reacționeze. Între timp, jocul mutat la centrul terenului, intervenția imprecisă a lui Martici. Vorbeam despre semnele de nesiguranță ale Craiovei din startul meciului, încă înainte de marcarea golului. Cade Bărbuț, n-am văzut ce s-a întâmplat, nici arbitrii n-au reacționat. Fază petrecută lângă arbitrul de rezervă, Iulian Dima. Bărbuț rămâne în continuare întins pe gazon. Prilej pentru Coman să scoată mingea în afara terenului. Cristian Bărbuț în imagine. A dus vara trecută de la Poli Timișoara. Ciocnire acolo. Acuzată de Cristi Bărbuț. Cel care a dat gol la primul său meci în Liga 1. În acel 2-0 cu Dinamo, acum vreo 4 sau 5 sezoane. Dragoș Nedelcu încearcă să intervină la acest balon, ricoșat la Kelich, pasă în diagonală, imprecisă. La margine, Denis Mangea iese și cere calm. Cere calm jucătorilor săi, evident afectați de deschiderea rapidă de scor. Dragoș Nedelcu pasă pentru Denis Mann. Pasă slabă.
Doncor. A intervenit bine Coman, tot el la minge. Bărbuț îl atacă și îl seceră. Un foul venit poate din frustrarea trăită de Bărbuț la ultima fază. Lovitură dură primită de Coman în gleznă. Coman este cel care a amorsat practic faza autogolului lui Kelici. Deocamdată cartonașele rămân în buzunarele lui Bârsan. Nedelcu. Cercare destul de târzie de lansarea unei diagonale. S-au pus Mateiu. Tușă pentru FCSB. L-a cam încurcat, nu era acolo pe Tănase. Filip păcălit de Kelici. Minge pentru Mihăilă, bună pasă pentru Mihăilă, care șutează în blocaj. În blocajul lui Ovidiu Popescu. Kelici din nou, pasă bună la margine. Centrarea lui Martici. Reluare peste poartă. Tot Mihăilă bate cornerul. Șutare a lui Mateiu. A fost o fază care a crescut tonusul peluzei. Edi Nioere, jocul cu numărul 100 în Liga 1. Golgheterul lui FCSB, 7 goluri marcate, cu unul mai puțin decât golgheterul campionatului, Mitriță. Edele încerca să-l angajeze pe Bărbuț, pasă greșită. Coman are spațiu, sar brazde de sub crampoanele lui Coman. Pasă lui Ovidiu Popescu, bună. Ovidiu Popescu pentru Denis Mann. Denis Mann în zonă centrală. Patinează din nou Coman. Dragoș Nedelcu. Trei jucători de la FCSB așteaptă centrarea. Centrare care vine acum, dar este prea scurtă. Centrarea lui Dragoș Nedelcu, șansă de contraatac, 3 contra 3. Mihăilă. Fentă bună lui Mihăilă, care încearcă să pătrundă, șutează Mihăilă, corner. În stânga lui Mihăilă, Kolici a căzut în genunchi, implorând pasa care n-a mai venit până la urmă. FCSB cu spatele descoperit la acest atac ratat, urmat de contra extrem de virulentă a Craiovei. Mihăilă putea să paseze, dar a dat drumul la timp. Kolici avea mari șanse să înscrie. Bate Mihăilă acest corner, lovitură de cap, minge deviată. Din nou un corner, de data asta de Junior Moraes. Nu, el a atins mingea. În imagine este Planici. Junior Moraes a trimis în corner. Mihăilă bate prea scurt. Tușă pentru Craiova, echipă care etapa trecută a remizat pe teren propriu cu Hermannstadt. Gol marcat de Kolici din penalti. În acest moment Craiova este pe 7, dacă bate, urcă pe 5. Doncor. Coman trimite în afara terenului. Parcă încep să apară din nou semne de automulțumire în jocul formației bucureștene.
Dică încercând să corecteze mișcarea unuia dintre, plasamentul unuia dintre jucătorii săi. Ovidiu Popescu, Junior Moraes, pasă riscantă, Planić ajunge înaintea lui Mitriță. Denisman, prea tehnic pentru momentul fazei și iată din nou atac periculos al Craiovei. Ingea rămâne la bancu, Colić așteaptă centrarea. Acolo este Planić, ieșit însă din centrul defensivei. Planić izbutește să oprească atacul. A trebuit să iasă din zona sa de acțiune stoperul Planić și să ajute acolo în flanc. Martić, din nou deviere, din nou corner, fiind care lovește în abdomen pe Junior Moraes. Se ridică însă fundașul stânga a lui FCSB. Încă o dată Mihăilă cu această lovitură de colț. Tot Junior Moraes respinge, o minge care a trecut peste mai mulți jucători și șutul lui Mitriță nu îi pune niciun fel de probleme lui Bălgrădean. Degajare prea scurtă, reluare pe piept a aceluiași Mitriță. Bălgrădean iese, drept corect pentru minge. Colić a fost acolo, a sărit bine la cap masivul bosniac. Coman aștepta această minge care vine, vine prea tare însă și tânărul jucător al lui FCSB nu poate ajunge. Încă o dată șutul lui Martić deviat în corner de Junior Moraes. Presiunea Craiovei crește încet, dar crește constant. Kelić cercat pasa spre bancu. Coman. Atacul este periculos. Coman pentru Florinel, pentru Florin Tănase. N-a fost o pasă bună, pasă dată inoportun și atât pe Dan Gor acum. Valdat de Tănase. Faza continuă, bine lăsat avantaj. Minge trimisă de bărbuț, imprecis. O pasă, aș zice, simplă, ratată însă de Cristi Bărbuț. Jocul continuă. Mingea iese însă din piciorul lui Ovidiu Popescu și să vedem dacă se ia măsura disciplinară asupra lui Tănase. Un jucător al oaspeților este căzut, este Planić și Tănase primește primul avertisment al acestui meci. Arbitrul a lăsat bine legea avantajului, a sesizat că Bărbuț este într-o poziție bună, însă fostul jucător al Timișoarei n-a știut să profite de situație, a pasat greșit. Iată și momentul în care Planić cade. Are probleme la genunchi, singurul stoper de meserie al lui FCSB. Pe banca de rezerve FCSB nu are niciun fundaș central. Planić este condus în afara terenului. Nu am văzut ca echipa medicală să fi făcut semnul de schimbare, însă Planić scăpătează din greu. Așa a făcut și Bălașa
într-una din partidele anterioare, când s-a accidentat, a fost forțat, a rămas pe teren și iată-l acum absent pe o durată lungă. Planiș poate reveni. Mateiu. Dribblingul lui Mateiu, pasă la margine. Martic centrează destul de bine. Încercare spectaculoasă a lui Mitriță. Și iată un balon care ricoșează la Coman. Coman îl evită pe Martic. Tot Coman urmărește acest balon la care n-a mai ajuns. Cade din nou în ioere. Agitație mare în sectorul stelist al băncii de rezerve. Oamenii din staff acuză fault asupra lui Nioere. Intervine Martic. Colic simte că Martic nu e chiar bine. Îl presează, îl provoacă la aceste dueluri fizice. Nu, cade ușor Nioere, nu e o intervenție care să determine flerul arbitrului. Prea puțin pentru o lovitură liberă. Kelly stare bine la cap, intervine și Ovidiu Popescu, care aproape că dă o pasă bună pentru Tănase. Tănase poate trimite în spate Denis Mann. Tănase în poziție regulamentară. Nioere atacă prima bară, Tănase însă centrează foarte slab. Doncor recuperează Tănase. Tănase la colțul careului. Nioere pentru Tănase. Șutul acestuia trece foarte aproape de stâlp. Încă o ocazie mare a oaspeților. Iată această respingere cu capul al lui Ovidiu Popescu. A adus mare pericol la poarta lui Viliaceli. A greșit Doncor, intervenția lui Tănase și apoi rolul de pivot al lui Nioere, care așează această minge pentru același Florin Tănase. Șutul periculos de aproape pentru poarta lui Biliaceli. Jocul pare să crească în calitate încetul cu încetul. Tensiunea este considerabilă. Combinații rapide, bine făcute. Intervenția lui Junior Moraes, arbitrul întoarce faza însă pentru fault asupra lui Mitriță. Poziție excelentă pentru Mitriță, care a dat goluri memorabile de la asemenea distanță. Pus intervenția un pic târzie al lui Benzar. La Junior Moraes nu mi se pare fault, dar puțin mai devreme Romario Benzar îl faultează pe Mitriță. Emoții pentru Bălgrădean, fostul portar al Craiovei. Da, e faul la Benzar, se vede clar. Benzar nu atinge mingea. Și Mitriță se pregătește să execute. Trimite Mitriță! N-a fost periculos. Bălgrădean nici n-a fost nevoit să plonjeze. Prinde din alergare această minge, pe care o repune apoi în joc. Dragoș Nedelcu, pasă greșită a lui Dragoș Nedelcu. Bărbuț. Și el a preluat greșit. A intrat pur și simplu în Junior Moraes și acum Nioere amenință șutul. Nioere trece de Doncor, îl păcălește pe Doncor. Nioere încearcă să-l păcălească și pe Piliaceli. A crezut că poate trimite pe lângă portarul italian, pe lângă bară, acolo la colțul scurt. Avea om cu care să combine. Denis Mann venise să primească. A fost abil Nioere la această fază, atunci când l-a depășit pe Doncor. Doncor păcălit. Undeva în cadru apare și Denis Mann.
tăcere, probabil că a simțit că nu poate să-i paseze. Și iată dispunere interesantă la acest corner. O mulțime de jucători aglomerează acolo spațiul din fața porții. Filip este foarte aproape de prima bară. Bate Florinel Coman. Este și Denis Man acolo. Oare ce pregătește FCSB la acest corner? Destul de periculos bătut această centrare, această lovitură de colț. Se pare că Piliaceli a atins mingea. Este din nou corner. Piliaceli putea să lase să treacă mingea. Încă o dată corner și tot așa boxează Piliaceli. Benzar pierde mingea. Contraatac care se anunță extrem de periculos. Colic încearcă să se demarce în zona centrală. Mingea trece pe lângă Nitriță. A fost o pasă slabă dată în spatele capitanului Craiovei. Mitriță încă n-a înscris niciun gol lui FCSB. Este o pasă greșită a lui Ovidiu Popescu. Fedele. Toncor. Fedele din nou. Ivan Martic, elvețian ca și Fedele. Pasă cu pieptul a lui Colici, foarte bună. Cristi Bărbuț pătrunde. Bărbuț centrează din afara terenului. Aude poartă. Junior Moraes în imagine a fost eliminat în ultimul joc cu Craiova disputat aici, pe acest stadion. A fost 1-0 pentru FCSB. Teixeira a înscris atunci pe final de meci, în minutul 86. S-a întâmplat ceva, Bălgrădean acuză o lovitură, acuză lovitură în urma unui obiect aruncat din tribune. Rămâne de văzut ce părere au arbitrul asistent și arbitrul de rezervă. Da, e ceva ce lovește în cap pe Bălgrădean, ceva care seamănă cu o monedă. Sau o brichetă, cine știe. Da, îi arată sângele Bălgrădean, sângele rezultat în urma acestei lovituri. Moment urât, păcat că unii dintre suporteri nu înțeleg nimic de la viață. Bălgrădean probabil că va mai avea parte de asemenea agresiuni din partea peluzei. Fedele, rugând mingea în adâncime pentru Colici. Acolo este Planici. Colici îl presează în continuare pe Planici, îl doboară și arbitrul dă faul. Lovitură liberă. Oare cât va rezista genunchiul lui Bogdan Planici în condițiile unei opoziții atât de agresive?
Minutul 42. Însă vor fi cel puțin 2 minute de prelungire. Iliaceli, degajare foarte bună. Mitriță, stop precis. Mihăilă încercând să controleze acest balon, jucat acum de Benzar și repus de la margine de FCSB. Iată că formația bucureșteană deocamdată nu acuză acea înfrângere surprinzătoare din etapa precedentă. A pierdut pe teren propriu 0-1 cu Chiajna. Prima bătaie luată acasă după 2 ani fără 9 zile. Prima bătaie în Liga 1, desigur. Tănase lovește acolo pe Mateiu. Tănase are galben. Reușește cumva Nioere să scoată această minge din meleu. Apare Ovidiu Popescu. Dribling al lui Ovidiu Popescu și foul al lui Mateiu, care șutează în minge și va lua galben. Gest necontrolat al mijlocașului Craiovean, care înțelege rațiunea acestui cartonaș galben, luat însă atât de ușor, într-o manieră ridicolă. Mateiu face semn că nu l-a atins pe Ovidiu Popescu. S-ar putea să aibă dreptate, dar mai departe trebuia să se abțină. Minutul 45, lovitură liberă. Florinel Coman își ia elan. Poate produce deranj la partea lui Pigliaceli. Coman are execuții bune în asemenea situații. Zid mare, s-au atașat și Tănase și Nioere acolo. Coman, slab, Ingei revine, urmărește Tănase, panionul ridicat. Mă rog, nu avem timp să analizăm ce s-a întâmplat, pentru că iată pleacă pe contraatac Craiova, intervenție însă foarte bună a lui Benzar, care învăluie imediat Denis Man. Când ai jucătorul lansat în dreapta ta, care învăluie, ai cu echipierul care învăluie și vine în viteză, tu preferi să driblezi spre centru. Greșeală mare a lui Denis Man. Și iată-l acum pe Mihăilă. 4 minute suplimentare are această repriză. Mihăilă primește de la Bărbuț. Mateiu, atac pozițional al Craiovei. Bancu, Mitriță, centrare periculoasă pe jos, reflex bun al lui Bălgrădean. Cristi Bălgrădean a venit în ianuarie de la Chiajna, după ce Andrei Vlad a început să dea semne de nesiguranță. Eu zic că nu este offside la Tănase. Mie mi se pare semnalizare greșită a asistentului. Marius Nicoară e pe atacul Stelei în această repriză. Minge pierdută de Colici, recâștigată însă de Fedele. Din nou război. Se simte tensiunea momentului.
unul dintre cele mai așteptate meciuri din această stagiune riscă să se transforme într-un război. Nedele și Dragoș Nedelcu chemați la ordine. Galben pentru amândoi, probabil. Sunt îndepărtați de acolo cei doi capitani. Nu, doar Tănase este capitan. Galben. Nici Tănase nu este capitan, scuze. Galben pentru amândoi. Fedele și Nedelcu, ambii mijlocași centrali ai Craiovei, Mateiu și Fedele, sunt avertizați. Mateiu bate lovitura liberă. Pasa lui Fedele spre Martic, nereușită. Dragoș Nedelcu în imagine, jucător de 21 de ani, venit în august anul trecut de la Viitorul. Nedelcu este suspendat în partida următoare. Tocmai a luat cel de-al patrulea cartonaș galben. Etapa viitoare, FCSB joacă acasă cu Voluntari. Foarte bine a pus corpul Colici. Cerca să-l angajeze pe Mihăilă. Angajează Bălgrădean. Ar mai fi circa 20 de secunde din această repriză. Stă foarte bine pe picioare Denis Man. Dribbling-uri în serie. Iată, trece și de Mateiu. Este urmărit de Bărbuz. Denis Man încercând să-l angajeze pe Coman. Kelly își trimite în afara terenului. Și Marcel Bursan se uită la ceas. Final de repriză. Echipele trimise la vestiare. 1-0 pentru FCSB. Autogolul lui Colici, marcat în minutul 8. Stabilește rezultatul acestei reprize. Repriză extrem de tensionată. Poate că în partea a doua o să vedem mai mult fotbal. Iată-l pe Bobby Verde, cel care a dat două goluri la ultima victorie a unei echipe din Craiova asupra Stelei. A fost 3-1 atunci într-un meci memorabil pentru Craiova, jucat în 2002. E bine, de atunci bucureștenii sunt neînvinși în disputele cu Universitatea Craiova sau CSU Craiova sau U Craiova. Iar după 45 de minute FCSB are 1-0 prin golul înscris, prin autogolul înscris de Chelici. La pauză l-am văzut pe Moruțan încălzindu-se serios. Iată și pe Davis Magia. Și revedem faza golului, șutul bun al lui Coman, respins de Pigliaceli în tibia lui Chelici. A fost un început nesigur de meci al apărării lui Davis Mangia, încununat de, în ghilimele, desigur, încununat de acest autogol,
marcat ca o amară, aș zice, ironia sorții, exact înainte de momentul de reculegere, momentul special ținut în minutul 8. Martic în prim plan, iată-l și pe Mitriță, principalul pericol pentru apărarea lui FCSB, o apărare care, ca sistem, s-a achitat bine de sarcini. Rămâne de văzut dacă Planici va reuși să reziste până la finalul meciului. După înscrierea acelui autogol, FCSB a încercat să înghețe jocul și să profite de eventualele contraatacuri. Meciul n-a avut, să zicem, o calitate deosebită în prima repriză. Puține faze de poartă, multă tensiune. Moruțan va intra în teren în locul lui Florin Tănase, jucător avertizat în prima repriză. Moruțan parcă dă un randament mai bun atunci când intră pe parcursul meciului. A fost titular cu Chiajna și a fost anihilat complet atunci de perechea de mijlocași centrali ai Chiajnei. Repriza a doua va fi începută de FCSB. De remarcat faptul că formația bucureșteană a primit gol până acum în fiecare deplasare din această stagiune. Tânărul Olimpiu Moruțan la minge, o vedetă în devenire, desigur dacă lucrurile vor decurge normal pentru el, dacă nu vor apărea accidentări sau, cine știe, abateri de la o viață sportivă așa cum trebuie. Ovidiu Popescu a încercat angajarea lui Nioere. A sărit bine la cap Mitriță, care rămâne și la minge. Mitriță încercând angajarea lui Colici. Colici a anihilat în prima repriză, a jucat foarte puține mingi și niciuna în situație de finalizare. N-a înscris Colici, a făcut un schimb Chelici, dar în proprie poartă. Bună devierea lui Coman. Doncor în dispută cu Moruțan. Doncor protejează mingea și aruncă de la margine. Craiova are până acum o singură înfrângere acasă în acest sezon, 0-1 cu Chiajna, într-un meci în care Doncor a fost eliminat foarte devreme, în minutul 19. Craiova invitată din nou la pressing. Angajează Bălgrădean. Minge pentru Doncor, Mateiu. O boltă pentru Bărbuț. Chelici. Mihăilă. Mitriță în flancul stâng. Mitriță în duel cu Denis Mann. FCSB cere mingea și, într-adevăr, obține aruncarea de la margine. Ultimul care a atins mingea a fost Mitriță în duel cu Benzar. Craiova încearcă să recupereze această aruncare de la margine. Nu o face însă cu prea mult succes. Ovidiu Popescu pentru Nioere. Foarte inteligent a fost Dragoș Nedelcu, care încearcă acum să-l angajeze pe Coman. Coman ratează stopul. Nedelcu sare la cap. Ovidiu Popescu. Coman în stânga, este liber Junior Moraiș. Pasa vine un pic cam în spate, așa că Junior Moraiș se oprește din cursă. Ovidiu Popescu, o diagonală prea scurtă, s-a apărat bine Bancu. Cade ușor Denis Mann, a simțit mâna lui Bancu pe el și s-a lăsat imediat la pământ. Arbitru face bine că nu intervine. Dragoș Nedelcu îl lovește pe Bancu din greșeală, a dat și în minge. Iată-l acum pe Bărbuț. Bărbuț în dreapta urcă Martic. Intervenție bună a lui Junior Moraiș. Mitriță. Un doi nereușit. Mihăilă n-a trimis bine. Mitriță din nou. Colici.
Bancu, o fentă, îl păcălește pe Planici. Minge aproape că îl lovește în cap pe Colici și se duce nouă de poartă. Colici a dat gol în fiecare meci de când a venit la Craiova, cu o singură excepție, la cel 0-0 din deplasare cu CFR. Are 5 partide, 5 goluri marcate pentru Craiova, 2 dintre ele partida cu Viitorul. Scor 2-0 pentru Craiova. Nioere, într-o altă dispută corp la corp, scoate mingea pentru Ovidiu Popescu. Planici. Din nou Nioere. N-a putut să întoarcă această minge către Denis Mann. Doncor. Moruțan face pressing la Piliaceli. Doncor. Foschelici, de posedare corectă, reușită de Dragoș Nedelcu, care se grăbește, șutează slab, venise pe turnant foarte bine Coman. Și FCSB are în acest moment 4 jucători în urma mingii, situație în care apărarea poate deveni vulnerabilă. Învăluie Martici, mingea este la Bărbuț. Bărbuț, angajare pentru Colici, 1-1. Și iată cum indolența oamenilor din atacul bucureștean, care nu s-au repliat, este pedepsită de această acțiune foarte bună, încheiată cu golul lui Colici. 1-1. Dragoș Nedelcu putea fructifica o situație extrem de favorabilă pentru formația bucureșteană, s-a grăbit, a tras prost. Apoi, trupa lui Dică nu s-a mai repliat și a urmat acest atac foarte bine dus la capăt de Bărbuț, care dă o pasă excepțională pentru Colici. Șut din alunecare al bosniacului, care iată înscrie al 6-lea său gol în 6 meciuri pentru Craiova. Craiova se pare că a dat lovitura cu Elvir Colici. Și a găsit omul de care avea nevoie acolo în atac. Mihail acuză o lovitură dură la piciorul drept. Tânărul Valentin Mihăilă are 18 ani, este internațional de juniori, e campion național, la juniori 17 ani cu Craiova. În al doilea său meci în echipa mare a Craiovei a scos un penalti și a dat pasă de gol într-o remiză 2-2 cu Botoșani. Un gol care a readus viață în pieptul suporterilor. Sfaultul neintenționat sau lovitura neintenționată dată de Dragoș Nedelcu. Mihăilă, unul dintre tineri extrem de talentați ai Craiovei. Mangia n-are încă nicio victorie în deplasare cu CFR sau FCSB. Are 2 remize și 6 înfrângeri și un singur succes, dar pe teren propriu, cu CFR. Jocul continuă, n-a fost offside. Junior Moraes încearcă și el șutul. Mingea lovește plasa laterală în exterior. Piliaceli era pe minge.
Nici n-a mai întins brațele. Doncor. Levită pe Moruțan. Continuă dribblingul și ajunge în flanc la Martic. Bolic așează bine mingea. Mihăilă și acum Bancu. Atac masiv, atac periculos. Lovitură de cap al lui Planici. Continuă faza. Bărbuț încercând să găsească colțul lung. Minge în brațele lui Bălgrădean. Craiova rămâne în pressing. Noere faultat acum. Intrare dură a lui Chelici. Cu cotul în capul bizonului. Trecește Ovidiu Popescu, o pasă spre Moruțan. Doncor, nici el prea precis, Pidiaceli nevoie să facă eforturi să ajungă la această minge trimisă la Junior Moraes. Iată superioritatea acolo, flancul drept pe atacul Craiovei, cu Bărbuț, control imprecis, de posedare corectă, elegantă a lui Dragoș Nedelcu. Ușoară de bandadă în apărarea FCSB-ului, mult mai bine organizată prima repriză. Dragoș Nedelcu venit sau nevoit să coboare acolo lângă tușă, să acopere lipsa jucătorilor de flanc. Apărare în zona lui FCSB și lovitură de cap frumoasă lui Martic. Nu a fost fedele. Elvețianul Mateo Fedele în prim plan, jucător împrumutat de la Foggia din Serie B. A fost coechipier la Cezena cu Doncor. Fedele a dat un gol frumos la debutul pentru Craiova, în acel 3-1 cu Dunărea Călăraș. Bărbuț din nou, țesătură eficientă de pase, Bărbuț pentru Mihăilă. Mihăilă continuă, îl atacă Ovidiu Popescu, îl deposedează, arbitrul lasă jocul să continue. Craiova recuperează. Foarte bună pasa lui Fedele, Bărbuț dat la o parte de Junior Moraes. Atac corect al stelistului. Din nou Junior Moraes, foarte bun la deposedare, însă pasa n-a fost bună și șutează Colici peste. Marea găselniță a Craiovei în acest sezon. Colici a venit în această vară de la Krupa din prima ligă a Republicii Srpska. Republica Srpska este o entitate legală în Bosnia-Herțegovina. A dat gol chiar la meciul său de debut cu Dinamo, golul de 1-0 în victoria 3-0 ținută de Craiova. Briceag, într-o discuție prelungită cu arbitrul Bursan, ia cartonaș galben. A luat galben de pe banca de rezervă. Proteste legate fără îndoială de intervenția lui Junior Moraes asupra lui Bărbuț. Acum un minut. Bălgrădean trimite în margine la Nioere. Nioere câștigă duelul aerian. Acolo era și Coman, care n-a intervenit, dar este totuși tușă pentru FCSB. Junior Moraes. Bărbuț. Colici. Așteaptă Mitriță, dar a stat la pândă Benzar. Benzar încercând să-l angajeze pe Nioere. Cade Nioere, a fost o ciocnire pe care arbitrul o consideră regulamentară.
Se cam pune în fața lui acolo Doncor. Cred că Nioere, dacă încerca să se ridice, mingea e destul de aproape de el. Nioere, dacă încerca să se ridice, putea să ajungă. Dancu. Pasă bună, Mitriță. Mitriță l-are pe Planici lângă el, îl poate întoarce pe sârb. Combină cu Bancu, preluare totuși imprecisă la o pasă nu prea grozavă dată de Mitriță. Lung de linia lui Planici. Intervine Chelici, mingea rămâne în teren și este scoasă acum în aur de același Planici. Planici nevoit să iasă foarte des la margine, să stopeze incursiunile în flanc ale Craiovei. Iată-l pe Bancu, centrare respinsă de Filip, nu prea departe. Golici așează mingea pentru șutul lui Fedele, imprecis. Se pregătește intrarea lui Teixeira la FCSB. Din nou foarte prezentă în joc Galeria Olteană. O peluză care a început din nou să spere după golul legalizator al lui Golici. Denis Mann, lasă mingea în aut. Benzar așteaptă să se facă schimbarea. Este Ovidiu Popescu. Intră Teixeira. Teixeira este cel care a dat golul victoriei la ultima partidă dintre cele două echipe jucată în mai, aici. Teixeira a înscris în minutul 86. Succes la limită al FCSB-ului, 1-0. Nioere a venit din offside. Bizonul are 3 goluri marcate pentru FCSB în meciurile cu Craiova. Posedare reușită de Denis Mann, i-a luat mingea lui Bancu. Prima atingere de balon a lui Teixeira, pasă în adâncime pentru Moruțan. Moruțan cam sare coarda acest atac prin alunecare al aceluiași Bancu. Dragoș Nedelcu pasă pentru Teixeira. Teixeira se întoarce cu fața spre poartă. Este blocat. Minge pentru Moruțan. Șut deviat. Au de poartă. Șut deviat de un coechipier, se pare. Revedem. Foarte bine. Îi așează mingea lui Moruțan. Și mingea, într-adevăr, îl lovește pe Coman. Se ducea bine șutul lui Moruțan. Coman plasat nefericit. Golici, foarte bine la margine. Martic, Bărbuț. Martic în poziție de inter. Jocul mutat pe flancul stâng pentru Bancu. Este și Mihail acolo. Mihail intervine bine. Dragoș Nedelcu continuă Benzar. Ce stop încearcă Moruțan. Greu de stăpânit acea minge care venea din spate. Bălgrădean. Fostul capitan al Craiovei, jucător 2 ani de zile aici, la Craiova, a avut parte totuși de un tratament nedrept din partea peluzei oltene. A lovit în cap cu ceva, cu o monedă sau cu o brichetă, în prima repriză. Martic îl blochează pe Coman, Coman rămâne întins pe gazon, jocul mutat între timp pe flancul opus, acolo unde Bancu intervine corect și se duce în atac. Coman s-a ridicat.
Dancu. Planici. Teixeira. Bruscat, busculat din spate de Colici. Iată-l pe Junior Moraes, furișat acolo în flancul stâng. Centrează pentru Coman, care înțeapă mingea, dar nu prinde poarta. Coman a stat la originea autogolului lui Kelly în prima repriză. Același Coman a înscris și la 5-2 în octombrie trecut. Meci jucat la Turnul Severin. Bărbuț. Excelent Bărbuț la faza golului, o pasă formidabilă, da? În locul său intră Cesar Meza, un mijlocaș ofensiv paraguaian de 27 de ani, venit din Azerbaidjan în această vară de la Keshla. Meza joacă din 2013 în Azerbaidjan. A jucat din 2013 în Azerbaidjan la tot felul de cluburi. Era deja în cădere. A, nu, e fault, e fault. Faultul lui Teixeira asupra lui Mitriță. Mingea trebuie să stea pe loc. Din nou Mitriță. Pare bine Meza. Alunecă Denis Man și nu poate controla acest balon care este în afara terenului. Meza. Paraguayanul controlează mingea, a ajuns acum la Fedele. Fedele blocat acolo în tușă, n-avea altă soluție, nu putea risca o pasă în zona centrală. Degajarea lui Pigliacelli prea scurtă. Junior Moraes. A cam împins acolo Doncor, dar Coman este foarte fragil. Iată-l pe Mitriță, încercând angajarea în adâncime pentru Colici. Din nou, Doncor împinge. Nu, arbitrul vede invers. Nu cred că a văzut un offside. Posibil. Nu, a fost fault. Brațul arbitrului rămâne jos. Lovitură liberă directă. Bancu, pătrundere în diagonală. La margine, Junior Moraes încearcă să blocheze pe Martic. Mesa greșește. Denis Man încearcă să iasă în dribling, pasă la Coman. Acum Nioere. Să vedem cât de repede găsește Nioere continuarea. A găsit-o foarte bine. Și acum Moruțan. Moruțan, preluare imprecisă, pasează totuși Moruțan. Benzar trimite mult prea în spate. Acțiune bună de contraatac a oaspeților și Martic este cel care rezolvă, trimițând în aut. Craiova a scăpat o singură dată nebătută pe teren propriu de FCSB. Se întâmpla asta în martie 2015. A fost 0-0. În rest, oltenii au înregistrat 6 înfrângeri în disputele cu rivalilor din București. Panion ridicat, arbitrul fluieră. Cred că este lovitură liberă pentru un fault asupra lui Benzar, dar mingea ajunsese foarte bine la Nioere. O minge pe pieptul lui Nioere, mă rog. A fost semnalizarea asistentului, probabil că arbitrul de centru n-a știut ce anume semnalizează asistentul, eventual un offside, și de aceea a oprit jocul. Moruțan bate lovitura liberă. Craiova se apără atent, marcaj atent,
pleacă centrarea, Pigliacelli, n-a fost o intervenție prea grozavă a italianului. Junior Moraes rămas să acopere spatele, trimite bine la portar. Au de poartă. Mitrițe protestează. Da, pe el îl atinge ultimul mingea. Dar Planić este permanent nevoit să iasă în flanc, să iasă la margine, să-l blocheze, în special pe Mitriță. Craiova are numeroase momente în care creează superiorități. Mingea care ajunge la Nioere. Nioere a ajuns din urmă și doborât de Doncor. Foarte mulțumit este Doncor, că e prieten în continuare cu Nioere. Cred că a căzut destul de ușor bizonul. Se împletesc acolo niște picioare, dar Nioere duce piciorul mult în lateral. Fază încâlcită pe care colegii noștri în studioul Telecom Sport o vor lămuri. Vă așteaptă tripleta Samuilă, Panduru, Balaj. Benzar nu l-a mai lăsat pe Coman. Din nou lovitură periculoasă la partea lui Pigliacelli, așa cum a fost și în prima repriză. Atunci Coman a tras slab, a tras în zid. Benzar, periculos, mingea aproape că șterge vinclul. Bine bătut, bine bătut această lovitură liberă. Mario Benzar, un timișorean venit în august trecut de la Viitorul. Om de echipă națională. Venit și el pe filiera Viitorului. Să nu uităm, Viitorul a dat 16 jucători la cele două naționale. O, ce greșeală de care încearcă să profite Moruțan. Duel corect, câștigat de Doncor. A fost o deposedare corectă. Moruțan n-a reușit să obțină prin planul. Craiova a trecut prin mari emoții, dar iată acum, având mingea, într-o defensivă bucureșteană rarefiată, intervine Teixeira, cade singur. Din nou atac supranumeric. Formații oltene. Mesa, poziție de șut pentru Fedele, gol! Fedele aduce Craiova în avantaj. Un șut care îl surprinde pe Bălgrădean. Delir în tribune. Craiova revine. Cu aproape 20 de minute înainte de final, Craiova are 2-1, scrie Fedele. Din nou defensivă rarefiată a bucureștenilor. A permis această acțiune, șutul nestingherit al elvețianului, se duce la colțul lung. Minge descoperită, Fedele nici nu șutează prea tare, își așează mingea și o plasează acolo, lângă bară, în plasa laterală. Plonjează Bălgrădean, dar degeaba. 2-1. O defensivă bine organizată a Stelei, redenumită FCSB, de nerecunoscută în această repriză secundă.
Nu mă refer la fundaj, mă refer la organizare, la sistem. Ioere. Pasă greșită a lui Dragoș Nedelcu. Mesa. Intervine Planici. La minge. Bârsean a dus fluierul la gură. Apoi, probabil, sfătuit de Iulian Dima, arbitrul de rezervă, se decide să oprească jocul și să dea lovitură liberă pentru Craiova. Iată-l pe Rusescu. Mihail acuză această intrare dură a lui Planici. Planici joacă mingea, dar o face probabil de o manieră menită să-l determine pe arbitru să fluiere. Probabil un atac cu forță disproporționată. Cert este că Bârsan inițial a lăsat jocul să continue. Coman. Bun stopul lui Coman. Puternicul Doncor însă pune bine corpul și câștigă duelul. Coman mult prea fragil pentru un meci de asemenea încărcătură. Să vedem dacă el va fi cel schimbat sau poate va pleca Nioere. Moruzan nu reușește să-i paseze lui Denis Mann. Benzar. Fautează Mihailă. Stadionul scandează numele lui Ilie Balaci. Da, iese Coman. Și acum anticipam. Prestație palidă. În afară de contribuția sa la autogolul lui Kelici, n-am văzut multe lucruri importante reușite de Florinel Coman. Intră așadar Rusescu. Rusescu a dat un gol Craiovei acum 4 ani de zile într-un 1-0 obținut în deplasare de FCSB în Cupa României. Craiova la un sfert de oră de prima victorie din istoria ei, din istoria lui U Craiova, desigur, în fața lui FCSB. Bun pressingul, faultul lui Mihail asupra lui Benzar, reacția nervoasă, stau cap în cap cei doi. Mihail n-aș zice că e un băiat timid, la 18 ani. Îi dă replica lui Romario Benzar. Și Moruțan. Colici, Teixeira îi scoate însă mingea din picior. Nedelcu greșește și el. Încerca să-l angajeze pe Nioere. Fedele. Ce
Șut bun a dat Fedele la gol. Bună degajarea, bună degajarea lui Piliaceli. A fost cam fault intervenția lui Planici. Așa s-a văzut de aici. Fault asupra lui Mihăiră. Bârsan probabil că a văzut mai bine. A fost bine plasat. Doncor, atacat de Rusescu. Pasă înapoi. Iliaceli. Degajare în zona lui Colici. A sărit bine Filip. Cade Teșeira, fautat. Craiova se retrage cu toată echipa în terenul propriu. Apără acest 2-1. Trece Benzar. Mai driblează o dată Benzar. Pasă în centru, Moruțan din prima. Șutul lui Denis Man. Iliaceli salvează cornerul. Patru jucători de la FCSB în careul advers. Minge pentru Dragoș Nedelcu. Benzar. Intervenție eroică a lui Mitriță, care se resimte. Corner. Bate Benzar. Apărare om la om a Craiovei. Junior Moraes se întoarce pentru Moruțan. Din nou minge înaltă. Primisă greșită însă de tânăr jucător al lui FCSB. Până la această partidă, FCSB avea o singură înfrângere în deplasare, acel 0-1 cu Astra. În orice caz, formația bucureșteană a reușit performanța să încaseze gol în absolut fiecare deplasare din acest campionat. Ultimele 10 minute. Plus prelungirile. În repriza a doua, FCSB n-a tras niciun șut pe poartă. Și suntem în minutul 81. Doncor foarte energic în apărare, a rezolvat câteva situații dificile. Nu este un apărător tehnic, dar compensează asta prin energie, prin entuziasm. Colici are nevoie de îngrijiri medicale. Craiova își apără avantajul prin orice mijloace. Oltenii sunt calificați și în Cupa României. Vor juca săptămâna viitoare cu Turist Turnu Măgurele. Dar mai întâi va veni deplasarea de la Giurgiu cu Astra. Încă un meci mare făcut de Colici. 6 goluri marcate în 6 meciuri. Probabil că se pregătește și Burlacu să intre.
Junior Moraes în zona centrală. Nu reușește Rusescu să ajungă la acest balon jucat de Piliaceli. Dragoș Nedel cu umite imprecis. Din nou Teixeira, care joacă și el cu mare ambiție. Pasă bună dată de Bancu pentru Mitriță. Mitriță încearcă să obțină prin planul. Îl ajută pe Planiș să se ridice. Frumos gest în timp ce mingea era în joc. Moruțan. Moruțan s-a întors frumos, însă n-a reușit să paseze bine. Mihăilă. Foarte bun meci făcut de Mihăilă. Jucător format la școala lui Silviu Bogdan, fost arbitru craiovean. Mihăilă trage de timp. Probabil că orice echipă ar face așa ceva. Într-un asemenea moment al meciului, într-o partidă cu o asemenea importanță. Intră așadar Andrei Burlacu, jucător de 21 de ani, de 4 ani la Craiova. Andrei Burlacu a înscris în acel 2-5 de la Severin, meci jucat în octombrie anul trecut. Interesant este că și Chelici a punctat atunci, ca și astăzi, dar în proprie poartă astăzi. Intervenție neglijentă a lui Benzar. Lovitură liberă. Craiova încearcă să provoace aceste întreruperi. Încearcă să câștige timp. Mitriță, atacat de Moruțan, strecoară bine mingea pentru Mesa. Mesa, dribling bun, din nou Fedele. Minge pe stângul, Fedele, pasează, Mitriță, centrare, lovitură de cap, 11 metri, lovitura de cap a lui Colici și cartonașul roșu. Junior Moraes arată că mingea l-a lovit în abdomen sau în piept. Iată încă o dată centrarea lui Mitriță, lovitura de cap. Din spate nu ne dăm seama, aici probabil. Nu, exact atunci trece prin dreptul camerei, trece Colici. Junior Moraes părăsește terenul, roșu direct. Și Colici se pregătește să semneze dubla. Este a noua lovitură de pedeapsă în favoarea Craiovei. Două dintre ele au fost ratate de Mitriță. Colici se pregătește să facă 3-1. Bălgrădean ascultă indicațiile arbitrului, care probabil îi spune să nu iasă de pe linia porții. Colici a dat două goluri și cu viitorul. Moment de maximă tensiune, Craiova se poate desprinde, Craiova poate rezolva acest meci. Intervine însă senzațional Bălgrădean, care ține în viață speranțele lui FCSB. Corner deocamdată. Dică lasă trei oameni în față, atitudine riscantă, pentru că formația olteană este destul de bună în aer. Colici ratează penaltiul, iată din nou lovituri de pedeapsă, Craiova ratează trei, destul de mult. Intervenție foarte bună a lui Bălgrădean. N-a fost o execuție prea grozavă, dar Bălgrădean are meritul de a fi stat până în ultima fracțiune de secundă pe linia porții. Trece Mesa pe partea închisă. Mesa din nou în careu. O piruetă a lui Mitriță. Șutul se duce peste. Craiova are cele mai multe lovituri de pedeapsă dictate în favoarea ei. 9. Bălgrădean se grăbește. Final de mare suspans aici pe stadionul Ion Oblemenco.
Oaspeții exagerează cu intrările dure, gazdele exagerează cu aceste momente de teatru. A fost intrarea cu brațul înainte al lui Dragoș Nedelcu. Momente moarte, rămâne de văzut câte prelungiri va dicta arbitrul Bârsan. Marcel Bârsan, deocamdată relaxat, a condus victoria Craiovei cu Dinamo în etapa a șaptea, un 3-0 categoric obținut de formația olteană. Ultima înfrângere a lui FCSB la Craiova datează de acum 16 ani. A fost acel 1-3 în septembrie 2002. Era să fie 1-3 și acum, dacă Colici nu rata penaltiul. S-a jucat foarte puțin de la golul 2 al Craiovei, înscris de Fedele. Mulțime de întreruperi. Planici, fluier arbitrul, în fauta lui Burlacu. Teixeira, minutul 90, imediat în prelungiri. Suntem în prelungiri acum. Atacuri fără orizont, deocamdată de formații bucureștene. Denis Man. Rusescu a încercat să devieze pe spate. Cere hands Rusescu. Nu se fluieră nimic. Bălgrădean. Trimite înalt spre Nioere. FCSB renunță la poate principala calitate a atacului său. Tehnicitatea. Nu mai e timp însă de rafinamente. Se încearcă totul pe cartea duelurilor fizice. N-a fost faul la Mitriță, aici arbitrii au făcut un cadou gazdelor. Dar e greu să reziști unei asemenea asistențe într-un asemenea moment. Nervos, Benzar degajează mingea, a doua minge venită din tribune. Benzar își ia un cartonaș galben, la fel de ridicol ca și Matei în prima repriză. Craiova se apără sus la această minge aruncată înalt de Bălgrădean. Filip. Sare Nioere, însă duelul este câștigat de Chelici. Mitriță, mingea iese în aut. Mai puțin de două minute până la final. Mingi lungi, Planici trimis vârf de atac. Moruțan încercând să câștige o minge trimisă foarte bine de Martiș pentru Colici. Atac supranumeric. Acolo este Burlacu. Colici este liber. Mingea-l caută. Intervine bine însă Benzar. A căzut rău Rusescu. Craiova are însă o minge extrem de favorabilă pe care însă o joacă înapoi, încercând să păstreze posesia. Este prioritatea numărul 1 pentru Craiova, posesia. Iată aici un placaj ca la rugby. Rusescu scăpase spre poartă, cartonaș galben primit de Martici. Ultimul minut.
31.000 de spectatori urmăresc în picioare acest final de meci extrem de palpitant. Da, și-a mai păstrat un as în mânecă Mangia. O schimbare. Iese Mitriță și intră Thiago Ferreira, un jucător pus acolo să betoneze apărarea. Mitriță iese Agale, a știut că va fi schimbat, s-a dus pe flancul opus. Este ultima fază, probabil, lăsată de arbitrul Bursan. ...21 de jucători în careul Craiovei. Centrarea vine de departe. Thiago se duce să-și ocupe locul acolo în centru. Moruțan bate lovitura liberă. Benzar stă la respingere. Pinge lungă în brațele lui Piriaceli și probabil că asta a fost totul. Piriaceli se ridică, târziu, greu, probabil că își asumă un cartonaș galben. Da, dă drumul la minge, încearcă să-l oprească Nioere, Piriaceli plonjează, este aruncare de la margine, probabil. Deja jocul e comic. S-ar putea să fie fault acolo la Nioere. Piliaceli și-a asumat însă acest risc. Jucătorii Craiovei îi cer arbitrului să pună capăt meciului. Dar s-a dat fault până la urmă. Și iată final de meci. După 16 ani, Craiova exultă din nou. Victorie cu 2-1 asupra lui FCSB. Primul succes din istoria acestui club. 2-1, un succes în onoarea lui Ilie Balaș. Probabil că spiritul său a plutit deasupra stadionului și a învățat pe olteni ce să facă. Sunt Emil Grădinescu, vă mulțumesc pentru atenție. Mai multe concluzii în Sport Center vă așteaptă Samuilă, Panduru și Balaș de aici, de la Craiova. Numai bine!